Popor mioritic. Deci se uită că Mioara nu este decât altceva decât o banală oaie, pur și simplu mai tânără și mai proastă. Eu nu vorbesc despre o politică, știți, de forță, o silire și așa mai departe. Dar este vorba de punerea unor condiții ferme. Dar așa, noi suntem vorba poetului când spunea despre românul săracu care dă înapoi caracu. Noi mereu facem cedări, dar poate, principalul și ghine, să nu și război și așa mai departe. Păi aici nu e vorba de altceva, fiindcă uitați-vă ce s-a întâmplat mai departe, ca să înțelegeți de ce vorbesc eu despre o asemenea poziție. În perioada sovietică, găgăuzii din raioanele respective au avut parte în anii 50 de o scurtă perioadă de câțiva ani, știți, când s-a făcut un experiment. Adică găgăuzilor li s-a permis ca în clasele primare să fie introdus învățământul în limba maternă, găgăuză. Se edita literatură periodică în limba găgăuză, etc., cu grafie chirilică, evident, ca și românii basarabeni. Însă acest experiment n-a durat mult timp. Către anii 60, experimentul s-a finalizat, și găgăuzii sunt forțați să treacă la limba rusă. În anul 1988, datorită politicii de transparență, democratizare a societății sovietice, politică lansată de perestroica gorbaciovistă, în această închisoare a popoarelor, care se numea Uniunea Sovietică, are loc o furtunoasă trezire a conștiinței naționale. Ea i-a afectat și pe găgăuzi. În 1988, deci la Comracea, Dărlunga, Vulcănești, sunt create cercuri de discuție asupra istoriei, limbii și culturii poporului găgăuz, nu gen cum era la noi cenaclu la Steaua din centrul capitalei, dacă cine își mai aduce aminte. Dar se apropia de strămarea Uniunii Sovietice și atunci serviciile speciale sovietice, nu, renumitul GBU, au hotărât să folosească problema minorităților naționale în interesul centrului imperial. Și iată, ei au reușit să canalizeze mișcarea aceasta găgăuză să o facă ostilă populației băștinașe, adică românilor basarabeni. S-a început deodată, știți, chestia cu românizarea, cu pericolul românizării forțate, cu jandarmii care ne-au bătut și așa mai departe, chestii de ordinul ăsta. Și frăția cu marele popor rus, etc., etc. Imediat, presa locală a fost umplută cu diferite falsificări, falsuri istorice, de care vă vorbeam eu mai înainte. Știți, cu primogenitura găgăuză în Basarabia, cu venirea lor încă de la Adam și Eva în Bugeac,
cu oprimarea culturii găgăuze și limbii găgăuze pe timpul României regale, etc. Și știți când la românii basarabeni s-a început, iată, chestia cu limba, alfabetul, grafia latină, imediat a fost ridicată, iată, ideea pericolului românizării forțate, revenirii românilor în Basarabia și această fobie îndreptată împotriva românilor, împotriva populației băștinașe. Toate acestea au evenimentele s-au precipitat și a avut loc un eveniment de tristă faimă, voluntariada, când găgăuzii au cerut de la Moscova ca ei să formeze o republică autonomă aparte, care să fie inclusă în Federația Rusă, să iasă din componența Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Chișinău a răspuns cu o campanie de voluntari. Mulțumesc domnului că nu s-a permis vărsări de sânge, precum a fost în Transnistria. Și poate, datorită acestui fapt, s-a ajuns la un compromis. Din anul 1989 până în anul 1994, în aceste raioane cu populație compactă găgăuză, a fost creată așa numita Republică Găgăuză, în fruntea căreia se aflau separatiștii notorii, Chindigherean, Topal și alții. În anul 1991, conducerea de vârf a Republicii Moldova a ratat o șansă istorică de a se debarasa de separatism. După puciul GKCP din august 1991, toți liderii separatiști, inclusiv de la Tiraspol și cei de sudul Moldovei, toți acești Smirnov, Mărăcuță, Topal, Chindighilean și așa mai departe, au fost arestați. Pe Smirnov, în urma unei strălucite operații a KGB-ului moldovenesc, astăzi numit SIS, l-au adus în portbagajul unui automobil tocmai de la Kiev. Și au fost plasați în închisoare. În închisoare. Dar, după scurt timp, conducerea Moldovei eliberează din închisoare semnatură pe acest act de trădare națională și a pus-o renumitul Ion Hădârcă. Dar desigur că asta a fost nu numai vina lui. Vina lui o poartă toată conducerea de vârf a Republicii Moldova, inclusiv Mircea Snegur, inclusiv cine era atunci prim-ministru și așa mai departe, căci Hădârcă n-a putut face chestia aceasta de unul singur. Și s-a ratat ocazia de a termina încă din fașă separatismul atât de pe malul stâng a Nistrului, cât și din raioanele sudice. Un al doilea act de trădare națională, după părerea mea, desigur, a fost nu formarea găgăuzerii acestei unități teritoriale administrative,
Dumnezeu cu dânsul, ăsta a fost un compromis, știți, care a stopat pentru o perioadă de timp pericolul separatismului. Dar a fost clauza, amendamentul la articolul 1 a înțelegerii cu privire la formarea a legii Republicii Moldova cu privire la formarea unității teritoriale administrative Găgăuzerii. Acolo, dacă nu greșesc eu, în subpunctul 4, se prevedea, fiți atenți, că în cazul schimbării statutului politic al Republicii Moldova, Găgăuzii își rezervează dreptul la autodeterminare statală. Adică, de facto, asta înseamnă dreptul la secesiune, dreptul de a ieși din componența Republicii Moldova. Și iată acest subpunct atârnă, știți, ca o piatră de moară la gât în calea unionismului. Și pe acei care, știți, strigă la toate colțurile că, iată, unirea cu țara, unirea cu țara, eu tot sunt adept al unionismului, credeți-mă. Dar eu mă gândesc la rece, că în cazul dat, raioanele sudice, populate de găgăuzi, au posibilitatea legală, posibilitate constituțională de a ieși din componența Republicii Moldova și de a-și forma statul lor aparte, independent. Deci nu e destul că avem pe capul nostru pacostea transnistreană, dar și asta este. A doilea act al trădării de stat este cel cu privire la limbile oficiale. Pe teritoriul Găgăuzirii, ele sunt trei. Limba găgăuză, limba moldovenească și limba rusă. Și uite aici, știți, se formează o situație paradoxală. Îmi amintesc că cu vreo 15 ani în urmă, poate, mă rog, mi-e slabă memoria. Of, Doamne, predam la Institutul de Relații Internaționale și Științe Politice din Chișinău și acolo, la Facultatea Serală, aveam un grup de deputați din fracția comunistă, cărora le predam disciplinile pe care eu le duceam acolo la facultate. Eu duceam geopolitica, practica și teoria relațiilor internaționale și istoria politică a Republicii Moldova. Ei, cât am dus geopolitica, istoria relațiilor internaționale, totul era bine și frumos. Ne împăcam de minune, printre altele duceam în limba rusă, căci comuniștii noștri, știți voi, deși majoritatea erau moldoveni, dar posedau limba română așa cum o posedau. Mă înțelegeți? Și uite că veni timpul când al treilea obiect și ultimul era istoria politică a Republicii Moldova. Și aici, desigur, că volens nolens trebuia să ating această problemă, știți, a limbii, a istoriei adevărate și așa mai departe. Mamă dragă, mi-am prins paie în cap. M-au făcut și fascist, m-au făcut și naționalist, și plângeri, peste plângeri la rectorat aici, până
La urmă, anul următor n-am mai lucrat. Dar nu despre asta e vorba, știți? Printre acești deputați se afla și un deputat găgăuz, dacă nu greșesc, Taușanci, numele de familie. Și uite, când vorbeam de autonomia găgăuză, l-am întrebat, desigur că în limba rusă, dar eu o să vorbesc că română, mai departe. Deci, domnule Taușanci, iată, spuneți, vă rog, uite, pentru ce trebuiește această autonomie găgăuză? La care eu, cum pentru ce? Pentru a salva de dispariție acest mândru, dar mic, dar mândru popor cu cultură, cu istorie, cu limba, aparte, fa-fa-lea-lea. Bine, d'accordo. Dar prin ce se păstrează și se dezvoltă limba? El a simțit aici că